la guvern? Este firesc acest lucru pentru guvernul pe care eu îl reprezint și funcția mea și în funcția mea de prim-ministru am fost delegat de către Partidul Democrat. Și Partidul Democrat este formațiunea politică care își asumă responsabilitate pentru guvernare în Republica Moldova și urmează în alegerile parlamentare formațiunea politică Partidul Democrat să meargă în fața cetățenilor și să le ceară votul și să le spună ce a realizat în această perioadă. Și dacă nu cunoașteți, același lucru se întâmplă și pe platforma Uniunii Europene. Există familii politice, precum Partidul Popular European, care își are exponenții săi în Comisia Europeană și în alte instituții și aceste ședințe se petrec foarte des în sânul familiei politice. În sânul familiei politici se iau decizii care ulterior sunt respectate și de către comisarii europeni.